Neața lume, continuăm Naruto cu episodul 95, că ne-a lăsat celălalt aceeași și Akura Senganu. De când începe Naruto și zice, bă, eu nu o să renunț niciodată pentru că asta este calea mea ninja, Kabuto îi spune, bă, nu că dacă mori, visele tale, adică nu o să mai fi Hokage, să știi, cam, cam ăsta a fost visul. Nu e, mă, că am vorbit eu cu Orochimaru să mă învie cu Edo Tensei, dacă e... asta ar fi cea mai tare chestie, bă. De ce Naruto, acum să zicem în Boruto, știi când era prieten cu Orochimaru, de ce nu l-a pus să învie toți ceilalți Hokage cu Edo Tensei și să-i țină să patruleze prin sat? Imaginează-ți numai toți Hokage vii reanimați cu Edo Tensei. Și ăla era Boruto. Tsunade zicea să fugă, Naruto zice No. Și îl prinde pe ăsta de mână. Cu siguranță nu o să mor până nu devin Hokage, își pune clona să-i facă Rasenganu, îl face și îl pălește pe Kabuto. De aici începe acțiunea. Dă un Rasengan din ăsta de tremura imaginea. Kabuto a apucat să-l atingă pe Naruto aici pe piept cu bisturiul lui. Și îl împinge, bă, dar fiate încă de moare era Sengano ăsta, e masiv. Îl aruncă pe cabuto, pleacă așa cu tocul sfera, până dă într-un bolovan aici. Uite, fiate numai câtă e distanța. Deci imaginează că ăsta era Sengano, dar de bază, nu îmbunătății sau ceva, nu. Asta e atâta, așa era Sengano. E, cum e ăsta și cum i-a luburit-o. <gir <-o> a fericit că în sfârșit a era Sengano, Orocimaru nu înțelegea cum naiba de un copil ca el poate să facă asemenea tehnică și mecheră. Suna de iară, bă, într-o săptămână am ăsta, la asta rasânganul, cine naiba. Și cabuto era tot aici rănit, dar și Naruto era rănit, pentru că după aia și cade. Și spune că Buto, dinainte să mă lovească el cu nu, eu am început să-mi dau heal. Și chiar se vindeca fraierul mă, Și că motivul pentru care îl ține o Orochimaru pe lângă el nu e că e bun pe jutsu sau are cunoștințe medicale, îi pentru că are puterea să creeze celule noi și corpul lui este foarte rezistent. Se pare că jutsu pe care l-a făcut Naruto a fost și ultimul pe care o să-l mai facă, dar se credea și Michael Kabuto, dar a început să-i se crape ochelarii și cade. Ma? Ce s-a întâmplat, mă? Cum adică? Mi-am mi -am luat prea mult deme și nu mai pot să mă vindec? Alo? Păi da, puterile mele de recuperare, ce s-a întâmplat cu ele? Erai tu să fii Naruto, Tuna de pune cap pe pieptul lui Naruto să vadă dacă îi mai bate inima și bătea. Da, foarte încet. Wow, nu-i bine. Îi păi deschide repede Hanoraku și nu înțelegea ce s-a întâmplat cu Naruto. Mă, să fi fost atunci. Da, într-adevăr a fost atunci în momentul ăla. I-a distrus ăsta mușchi de pe lângă inimă. Și acum tuna de și face degetul bisturiu și începe să-i taie tricoul Naruto. Animalele, iau te -le. Stăteau aici, sub bă, da, nu înțeleg, ce ce cu lupta asta și blondul ăla o să moară? gama zice, bă, da, tași din gură. <laughs> Ai venit numai ca să mă băzi, lasă-mă să mă uit. Și începea Tsuna să-l vindece pe Naruto. Dar Kabuto zice că e inutil, n-are rost, pentru că ce a făcut el? A tăiat rețeaua de chakra care îl vindeca pe el prin chakra vulpi. Practic a tăiat legătura dintre el și vulpi. Nu are cum să-și revină. Că știi ce a zis Naruto? Oricât de mult de și ar lua după ce dormea odată, ca lumea a doua zi nu mai avea nimic. Și ca să elimine această posibilitate, am făcut ce am făcut și nu are cum să-și mai revină Naruto. Chiar și cu abilitățile tale. Dar tu de zice, bă, din gură, că te omor mai încolo, ok? Și încerca să-i dea heal, dar s-a oprit din a mai respira Naruto. E, și acum a de știind că i-au mai murit alții, șoc și groază, dai seama. Înăuntru lui Naruto, mielul cu nouă cozi, zice, mă, se face întuneric. De, de ce se face întuneric? Că e soare afară. Și începe să vină lumina dintr-o dată, pentru că lacrimile luțunade încep să cadă pe Naruto. Și zice Antuna, nu muri, nu muri, nu muri, nu muri, nu muri. Iar Naruto întinde mâna spre medalionul ei și zice, bă, am câștigat pariu. Adă medalionul la băiat. Nu se poate, mă, zice, capătă, imposibil. E, cum să fie imposibil, mă, că este protagonistul, nu? Anime-ul se cheamă Naruto nu Kabuto. Deci era clar că o să câștige. Îi vinde că după aia și mâna unde l-a tăiat Kabuto atunci cu Kukunaiu și zice Tuna bă, pentru ultima oară vreau să mai dau medalionul ăsta cuiva. Bă, nu se lasă mă cu medalionul ăsta. Vreau să pun pariul ăsta că Naruto o să devină Hokage. Orochimaru vorbea cu Jiraiya. Uitându-se la Naruto zice bă, da copilul ăla nu e bine, cred că o să moară. Lasă-mă, n-ai tu treabă că e cu Tsunade. El vinde că ea. Nu, nu, că nu la asta mă refer. Dar la ce te referi? Că bătălia ta e cu mine. Ai tu timp să te uiți la el? Și Orochimaru avea o problemă serioasă, ca să zic așa, cine naiba și ar fi imaginat că Naruto o să fie atât de puternic dacă este găsit de Akatsuki, o să avem probleme în viitor. Mai bine mă duc acum și l omor. Bă, și soare direct după el. Jiraiya sare după Orochimaru, dar asta fiind șarpe, îl ia cu limba de picior. Cei fain la Orochimaru, că deși a zis Hiruzen, bă, nu că ți-au mâinile, să nu mai faci nijuțu. Aha. Da, da Hiruzen, sigur. De timp Orochimaru care spamează tot șerpi din lume. Și dă cu Jiraiya de pământ și după aia propulsându-se din acest atac, îi mai iese un șarpe din gură, iar din șarpele ăla iese o sabie, că știi cum ține ăsta Sabia în șarpe, șarpele, în el naiba să leacă șase șerpi în șase șerpi și zbura așa spre Naruto, dar se bagă tuna din fața lui. Bam. Și Orochimaru zice: "Băi, tuna de dintre toți ăștia tu e singura pe care nu voiam să o omor. Dar să știi că dacă acel copil trăiește, o să fie probleme în viitor. dă la o parte, nu-mi sta în Nu, zice tuna de acest copil o să-l protejez orice ar fi. Tu vorbești, bă, care tremuri când vezi sângele. De ce unul din legendarii Sanini și-ar risca viața ca să protejeze un genin? Pentru că vreau să

De când ți tu mă cu satul Konoha? E, de când copilul ăsta o să devină Hokage într-o zi. Ce prostii vorbești mă tu aceea? Cui pasă de Hokage? Știm cu toții că doar proștii vor să devină Hokage? Da, știi cine a mai zis asta? Tsunadea de acum câteva episoade. Că doar proștii vor să devină Hokage. Păi aș aduce aminte de Naruto care a zis, băi, dacă faci mișto de Hokage, te voi sparge cu toată puterea mea. Și Tsunade era pregătită să-și riște viața. Dar de ce mă se merită să-ți riști viața pentru un copil ca el? Că dacă da, mai bine moare acum. Și Jap o mai tai o rocimaru odată, învie și zune și o vede pe Tsunade pe jos. Hai mă, tot ce a mai rămas e să-l omor pe Naruto. Când să dea în el, se ridică Tsunade și îl protejează. Mă, da, cum naiba se mai mișcă Tsunade că a tot tăiat asta cu sabia. Nu înțelegea Orochimaru ce se întâmplă. Și Tsunade iar îi spune că da, am ales să pun viața în pericol pentru copilul ăsta. E bine, atunci mor și mai dă un picior Orochimaru, dar fără milă mă și colega lui de când erau mici. Șarpe, mă, ultimul șarpe. Spunându-i că degeaba vrei tu acum să pari cool, degeaba nu merge pentru că tremuratul tău nu se oprește. Dar ce să vezi? Se oprește tremuratul lui Tsunade. Și pentru o secundă a realizat Orochimaru că e de rău și bam picior în gură direct. De ce îmi risc eu viața pentru sată? Pentru că eu o să fiu al cincelea Hokage din satul ăsta. Ea și joacă primul design pentru Kama, care o să aibă mai mult să în Boruto. n rău, dar sigilul ăsta o să arate și mai fain în război. <laughs> Ajungem noi și acolo. Și Orochimaru îi zice, chiar dacă ți-ai invins frica de sânge, tot nu poți să lupți cu asemenea rană. E, nu? Și își eliberează țuna de sigiliu și dă drumul la arta ninja regenerare mitotică, care ce face? Îi dă heal, instant. Practic nemuritoare acum. Orocimaru îmi zice, bă, ce juțu e ăsta? Că eu nu știu juțul ăsta. Mi-ar plăcea și mie juțul ăsta. Îți dai seama, poate își vindecă mâinile cu el. Se pare că nu sunt singurul care și-a dezvoltat un nou juțu, Ia zi, care e faza cu ăsta? Păi ce pot să spun e că de ani de zile eu mi-adun chakra în frunte și acum i-am dat drumul. Și ce face chakra asta? Celulele mele o iau razna. Încep să se mulțească în prostie. Dar și Zune zice că numărul celulelor care se divid sau de câte ori se poate diviza o celulă pe durata vieții este fix. Și dacă tu grăbești procesul ăsta, practic cât scurtezi viața. Dar hai să fim serioși, dacă și țuna de moare de bătrânețe, noi cazul. Și acum țuna de să-și facă summoning-ul, că a avut la țipă la Orochimaru, bă, vine, bă, coace, să-ți faci și o summoning-ul, că asta nu putea să-l facă. Giraia doamne, dă să-mi și mie broasca acum. Că ce să mai cheme? Chema toate broaștele mici, de Și începe că a o să-i dea aici, giraia cu a lui, și fac toți trei în același timp summoning jutsu. Bă, și iese. Ies cei trei Pokémon masivi, broasca, șarpele și melcu. Și acum stăteau și se uitau așa, toți trei unul altul. Și așa se termină episodul. Ei, hey, asta bătălie între legendarii Sanin, nu? Să-și o dea cu summoning-urile lor. Cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să vedeți reacții la anime-uri, le găsiți pe Patreon, link-ul este în descriere. Tot acolo găsiți și Instagram-ul, TikTok-ul și toate cele. Iar noi ne audem de mâine cu un nou clip.